La trei zile de la mitingul PSD din București încă mai apar înregistrări care incriminează pe primari. În județul Dolj, un localnic s-a plâns că a fost amenințat de edilul șef al comunei Caraula că îl lasă fără bani dacă nu merge la protest. Avem un ajutor social și pentru motivul că ne-a spus că dacă nu venim, ne taie social. V-a spus asta? Da. Da. Bine, nu domnul Dragnea v-a spus asta. Nu, primarul. Primarul a dezmințit informația, mai mult decât atât aruncă la rândul său cu acuzații în concetățean. Nu este adevărat. De la Caraula au fost la protest 150 de persoane. La câtă lume votează aici PSD, credeți că nu aș fi avut pe cine să duc la București? Numai rudele dacă mi le luam și tot strângeam peste 100. A primit și el 100 de lei și o sticlă de băutură ca să spună așa ceva. A declarat Titel Păun, primar Caraula. La mitingul PSD din weekend au participat peste 130.000 de persoane.